Săptămâna trecută, consilierii local călărășeni au fost convocați de îndată în ședință extraordinară pentru rectificarea bugetului local. Astfel s-a aprobat un proiect de hotărâre prin care au fost repartizate sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. A fost repartizată în regim de urgență Direcției de Asistență Socială suma de 5.300.000 de lei pentru asigurarea plăților pentru salariile asistenților personali și pentru indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu handicap până la finele anului 2019. 4.511.000 de lei este suma asigurată din bugetul local pentru aceste plăți de asistență socială până în prezent, având în vedere fondurile suficiente repartizate la începutul anului prin legea bugetului de stat. În momentul de față, 147 de asistenți personali și 826 beneficiari de indemnizație de însoțitori sunt în plată în municipiul Călăraș. Pentru salariile asistenților personali, pentru întreg anul 2019, suma necesară este de 4.850.000 de lei, iar pentru indemnizații Organizațiile de însoțitor, suma este de 12.314.000 de lei. Plățile până la finele anului se vor face după cum urmează. Între 21 și 23 octombrie se va face plata pentru luna august 2019. Între 28 și 30 octombrie se va face plata pentru luna septembrie 2019. Între 14 și 18 noiembrie se va face plata pentru luna octombrie 2019, iar între 12 și 16 decembrie se va face plata pentru luna decembrie 2019.